Pensionarii botoșeneni beneficiază și în acest an de abonamente gratuite pe liniile de transport în comun ale municipiului. Astăzi a fost prima zi de eliberare a abonamentelor, iar punctele de lucru ale celor două firme de transport local au fost luate cu asalt de sute de botoșeneni. Oamenii spun că această gratuitate la transport îi ajută să facă economie, având pensiile și așa foarte mici. Foarte important la pensia mea de 6.400.000, dacă vreau să mă duc undeva, 2,50 lei unii scot. 29 de ani lucrați? Este important la pensia care o avem noi de mizerie. Nu mai plătim un 2,5 până la piață, 2,5, mai luăm un pâine, două. Mi-este de ajutor abonamentul, na, totuși 5 lei, dus întors, mai bine e altceva. Pensionarii au stat la cozi pentru un abonament și câte o oră și jumătate. O parte dau vina pe societățile de transport, fiindcă nu au deschis mai multe puncte de lucru. O oră jumătate. Și până intru la rând, cred că mai trece o jumătate de oră. Din cauza dezorganizării, dacă erau mai multe puncte de asfalt și în primăvere și pe calea națională, era așa la noi în Botoșani și în România. Alții spun că este un obicei al botoșanilor de a se grăbi să-și ia abonamentul chiar din prima zi și nu se arată foarte deranjați de faptul că trebuie să piardă cel puțin o oră la coadă. Odată pe asta, doar nu stai toată ziua și probabil azi fie în prima zi, mâine poate nu e așa de aglomerat, dar astăzi toți s-au grămădit. Nu e mare lucru să stai, ci în fond e interesul nostru, nu? Ghișeele pentru eliberarea abonamentelor vor fi deschise și zilele următoare. De abonamente gratuite beneficiază și elevii.